Așa cum vă spuneam, proiectul a fost respins și asta după ce secretarul Consiliului Județean Iordan Nicola a arătat că e nevoie de 2/3 din voturi. Ministrul Sănătății și prefectul județului sunt însă de altă părere. Proiectul putea fi adoptat cu majoritate de voturi. Din totalul de 31 de consilieri, 28 și-au exprimat votul. 8 voturi contra. În consecință, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat. După câteva minute, ministrul Sănătății și prefectul Constantin Trihenea au revenit în sala de ședințe pentru a susține o conferință de presă, iar aici au spus că nu sunt de acord cu secretarul Consiliului Județean. Hotărârea a întrunit majoritatea cerută de către lege. Nu este vorba despre un transfer de patrimoniu. Este vorba despre transferul managementului spitalelor respective, pentru care este suficient majoritatea consilierilor în funcție. Prefectul Constantin Trihenea spune că nu va ataca deocamdată hotărârea consilierilor în contencios. În acest moment nu atacăm până la următoarea ședință de Consiliu Județean, pentru că, subliniez, se dorește ca această preluare să fie făcută, să spun așa, cu o majoritate suficientă. Consilierii județeni se vor întâlni într-o nouă ședință când urmează să stabilească dacă Consiliul Județean va prelua cele trei spitale.